anul 2023 va fi unul de încercare pentru apicultori. Am văzut foarte mulți colegi descurajați, ba din cauza vremii, ba din cauza depopulărilor, ba din cauza prețului mierii, ba din cauza lipsei pieței de desfacere, ba din cauza puietului văros și foarte, foarte mulți am văzut care vând stupinele doar ca să scape de ele. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea și în aceste momente vreau să vă amintesc de ce ați practicat această îndeletnicire. Vreau să vă ajut să vă amintiți de ce ați practicat această îndeletnicire, iar în final vă voi spune cea mai bună veste pe care cineva vă poate spune azi. Ei bine, dacă stați așa puțin să vă gândiți, stupina, activitatea în stupină v-a dat întotdeauna motiv să vă doriți ceva mai mult. V-a cultivat, practic, această nevoie de mai mult. Atunci când ați avut doi stupi, primii doi stupi, v-ați dorit patru. Când ați avut patru, ați zis, vreau 10. Când ați avut 10, ați zis, vreau 25. Când ați avut 25, ați zis, vreau 70. Și tot așa, tot timpul mai mult, v-ați dorit mai mult. Asta înseamnă că activitatea în stupină vă dă dopamină, care este un hormon care vă face să vă simțiți bine. Pe urmă, tot activitatea în stupină v-a făcut să vă simțiți fantastic atunci când clădeați anumite lucruri. Ieșau anumite lucruri din mâna voastră. Gândiți-vă atunci când, știu eu, mergeați după o săptămână de lucru la serviciu, mergeați la stupină și vedeați caturile pline și spuneați, băi, trebuie să scot mierea. Dar toată săptămâna asta am lucrat, sunt extraordinar de obosit. Însă, fii atent, parcă nu simt oboseala. Vă făcea să vă simțiți extraterestru, vă făcea să vă simțiți plin de energie, vă făcea să nu simțiți acea durere care v-a provocat-o serviciu tot timpul săptămânii. Și atunci, în seara zilei de vineri, scoteați mierea din doi stupi și mergeați acasă cu două găleți pline cu miere și când ajungeați acasă, parcă erați mai plin de energie și parcă mai multă voință aveați pentru ziua de mâine în care ziceați, băi, mâine voi extrage toată stupina. Nu simt oboseală deloc. A fost fantastic azi la albine. A fost distractiv chiar. Mâine o iau de la capăt. Ce tare! Asta înseamnă că activitatea în stupină v-a mai generat un hormon numit endorfină, care nu are alt rol decât de a acoperi acea oboseală, acea durere provocată de epuizare. Practic, după o săptămână epuizantă, v-a făcut să vă simțiți plin de energie. Activitatea în stupină. În altă ordine de idei, atunci când ați văzut ceva ieșit din mâna voastră, v-a făcut să simțiți mândrie. Știți, atunci când părinții, și eu sunt părinte a patru copii și unul dintre ei în clasa pregătitoare, atunci când văd niște rezultate extraordinare la copilul meu, simt așa mândrie, simt împlinire, simt că eu am contribuit la acel lucru.
e un sentiment dat de serotonină. Ia gândiți-vă când mergeți în stupină și faceți un tratament antivaroa. Vedeți că albinele sunt parazitate și faceți un tratament antivaroa și pe fundul antivaroa sau, mă rog, pe foaia de control, vedeți așa presărați o grămadă de paraziți. Simțiți așa o mândrie că ați contribuit acolo, ați eliminat paraziții, ați curățat colonia. Gândiți-vă cum e când puneți niște foițe la clădit și vedeți că albinele au început, au clădit și au făcut spații noi. Ramele sunt albe, curate. Mândrie, împlinire. Simțiți treaba asta. Voi ați participat acolo, voi ați făcut chestia asta. Mă rog, albinele au clădit fagurii, dar voi le-ați ajutat să-și schimbe fagurii. Ați reformat fagurii vechi. Și datorită vouă, albinele sunt pe așternut curat, să spunem așa. Ați scos din stup fagurii vechi care erau plini cu pesticide, mă rog, pesticidele cu care ați tratat, sau plini cu spori de tot felul de boli ale albinelor și acum au faguri curați. De fiecare dată când deschizi stupul și vezi fagurii aia noi, simți o mândrie că tu i-ai pus acolo. Atunci când asamblezi ramele, apropo, aviz celor care preferă rame gata asamblate. Știți, aici e, poți să trișezi și să iei rame gata asamblate și parcă să simți aceeași mândrie. Însă nu e tot aceeași mândrie. Atunci când iei și asamblezi ramele și le însârmezi, țin minte pe vremea când făceam treaba asta, acum eu folosesc rame din plastic, dar și la rame din plastic e același lucru, le iau, le duc în atelier, le ceruiesc, văd că sunt bine ceruite, pe urmă văd cum albinele le cresc. Mândrie, serotonină. Deci, vedeți voi cum stupina ne oferă toți acești hormoni care pe noi ne fac să ne simțim bine. Ba mai mult, gândiți-vă prin câte încercări ați trecut cu albinele și cu toate astea sunteți tot acolo. Sunteți tot în stupină. După serviciu, după săptămâna încărcată, tot la albine sunteți. De ce? Pentru că ați ajuns să le iubiți. Practic, albinele v-au dezvoltat acest sentiment de iubire necondiționată. Sau, mă rog, da, vi l-au dezvoltat mai mult decât era dezvoltat probabil de familie sau, știu eu, de prieteni, de cineva drag. Albinele au făcut mai mult. Albinele m-au făcut să renunț la discotecă. Adică după 2 ani, pe vremea aceea, pe vremea mea, adică pe la sfârșitul anilor 90, da, 98, 99, 2000, erau discoteci. Vineri, sâmbătă, duminică, vineri, sâmbătă, duminică, discotecă. Când am dat de albine, veneam de la discotecă și puneam farurile pe ele. Mergeam la ele așa la ora 4-5 dimineața, știi, să văd ce fac albinele. Și încetul cu încetul am scăpat de o chestie care era dăunătoare oarecum, adică era deja prea mult. Era o dependență pentru acele discoteci, pentru mine cel puțin. Probabil alții au alte probleme, au alte dependențe pe care albinele i-au ajutat să scape. Încetul cu încetul am început să le iubesc și sunt convins că și voi ați făcut la fel.
le iubeam necondiționat, adică dacă aveau nevoie de ceva, nu conta cât costa, le cumpăram. Și acum, ok, e mai ușor pentru mine acum, dar au nevoie de ceva, imediat le dau, indiscutabil, nu contează cât costă, le dăm. Pentru că le iubim, iubire necondiționată. Chiar dacă nu ne dau miere, chiar dacă nu ne dau polen, n-am strigat la ele niciodată. Mă rog, odată, într-o noapte, ploua și a trebuit să duc niște stup cu mâna până într-un vârf de deal. Într-o noapte am strigat la ele. Dar nu te enervezi ca și, știu eu, pe oameni. De ce? Pentru că îți dau acel sentiment de iubire. Oxitocină. Generează în corpul tău oxitocină. Asta, activitatea în stupină stimulează generarea acestor substanțe care în final îți dau fericirea, te fac să fii fericit. Și atunci, sfatul zilei de azi sau unul dintre sfaturile zilei de azi este să nu vă descurajați în aceste vremuri grele, critice. Să continuați să le îngrijiți, pentru că îngrijindu-le veți avea doza de fericire asigurată. Vindeți doar ce este surplus, adică vindeți doar acele colonii de care nu vă mai puteți ocupa. Știu eu, din lipsă de timp, sunt prea multe, reducem numărul lor. Acelea vindeți-le. Dar nu vindeți toată stupina, nu desfințați stupina. Și eu am vândut foarte multe albine. Anul trecut am vândut multe albine am vândut anul trecut. Pentru că nu mă mai puteam ocupa atât de mult de ele. Nu mai puteam da atât de mult timp albinelor. Mi s-a înmulțit familia acasă. Timpul e același, doar că trebuie să le administrezi. Și atunci am vândut și, uite, anul ăsta mai vând, pentru că s-au înmulțit anul trecut, am vândut cât am vândut, dar albinele se înmulțesc. Și mai vând anul acesta. Nu vindeți albinele pe bani mărunți. Este al doilea sfat pe ziua de azi. Am văzut tot felul de prețuri vehiculându-se. Țineți cont de faptul că o colonie cumpărată acum, o colonie pe care are puiet pe 6 rame, va prinde cel puțin 2 culesuri în acest an. 2 culesuri înseamnă minim 50 de kilograme de miere. 2 culesuri bune, da? Deci dacă avem acum peste 6 rame cu puiet, înseamnă că avem albina acoperitoare pe 10 rame. Deci putem pune magazia. Începe culesul de rapiță sau avem cules de pom fructiferi, dacă avem puțină căldură și la rapiță la fel, va fi bine. Cu siguranță va fi bine. Undeva tot va fi bine. Dacă nu va fi la rapiță, va fi la salcâm, va fi la tei, va fi la munte, la fâneață, la floarea soarelui, la poliflora de pe urmă, la izmă, la... Este multă floră. Doar că ne-am obișnuit noi să ne plângem și să ne descurajăm. Nu vă descurajați. Nu vă descurajați acum la început de drum. Vestea bună pe care v-am promis-o la început este că în curând toate aceste provocări, din cauza cărora unii vor să renunțe la apicultură și vând albinele doar să scape de ele, e bine, toate aceste provocări vor trece. Și atunci când vor trece, cei care acum luptă și le vor depăși, vă garantez că se vor simți mândri, se vor simți împliniți, se vor simți revigorați și vor iubi mult mai mult. Astăzi am vorbit destul de mult despre iubire. Parcă am fost un pastor care, în loc să îndrepte enoriașii către Dumnezeu, îi îndreaptă către albine. Mă rog, o fi bine, o fi rău, nu știu. Voi ce ziceți? De ce ar trebui să continuați
gândiți-vă la treaba asta. Ce gânduri rele ar trebui să eliminați din capul vostru, din mintea voastră, pentru ca lucrurile să meargă spre bine? Pentru că hopul acesta, poetul văros, prețul mierii, lipsa pieței de desfacere, depopulările, vremea, se reglează. Vor veni culesuri. Ce părere aveți? Aș vrea chiar să-mi scrieți în comentarii ce ar trebui să faceți, la ce ar trebui să renunțați, la ce gânduri negative ar trebui să renunțați pentru a continua să aveți doza de fericire la îndemână. Sper că a fost un material încurajator acesta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ținem aproape, ne vedem data viitoare. Cele bune!